și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, slăvit să fie Domnul Iisus. Iată că prin harul lui Dumnezeu, prin dragostea lui, prin bunătatea lui, prin ajutorul lui, prin revărsarea Duhului Său în inimile și în sufletele noastre, am ajuns și în această zi în adunarea Lui, în biserica Lui, înaintea cuvântului Lui. Și totdeauna când venim aici trebuie să ne pregătim, așa cum am mai spus de multe ori, ca să primim acest cuvânt al Lui, așa cum se făcea și fratele Mircea în rugăciune. Și te rog, Doamne, ca să deschizi inimile noastre în această zi, să deschizi Duhul nostru în această zi, să deschizi urechile noastre și mintea noastră ca să pătrundă cuvântul Tău în fiecare mădulare a ființei noastre. Este o binecuvântare că ne aflăm în adunarea Domnului, este o binecuvântare că ne aflăm împreună, este o binecuvântare că ne am adunat împreună ca să ne îmbărbătăm unii pe alții în călătoria noastră pe acest pământ și în dorința fiecare dintre noi pentru a ajunge în comuniune cu Domnul Iisus și totodată a fi moștenitori a vieții veșnice. Și pentru aceasta trebuie să-i mulțumim Domnului Iisus. Că El totdeauna când ne cheamă la El și când venim în adunarea Lui și când venim în biserica Lui, El dorește că orice mădular și orice suflet care intră în comuniune cu El vrea să-L pregătească. Și această pregătire o face cuvântul lui Dumnezeu. Noi în adunarea Domnului nu avem altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Dacă mergem în biserică sus, o să avem și trupul și sângele Lui care ne cheamă să ne împărtășim și în această stare, dar noi, aici în adunarea lui Dumnezeu și în oastea Domnului, avem cuvântul lui Dumnezeu, avem cântarea, avem poezia, avem aceste daruri minunate lăsate de Dumnezeu prin înaintașii noștri ca noi să ne împărtășim împreună unii cu alții și toți lălaltă cu Domnul Iisus. Și pentru aceasta trebuie să rugăm totdeauna când venim în adunarea Lui, fiecare dintre noi ca să-și reverse harul și binecuvântarea peste noi, peste fiecare. Astăzi în biserica noastră avem o evanghelie minunată, o evanghelie profundă, o evanghelie adâncă, o evanghelie care am auzit-o de ani de zile fiecare dintre noi care venim în adunare și care mergem la biserică. Și această evanghelie și această zi se numește ziua ortodoxiei, ziua dreptei credințe. Și mă gândeam de multe ori că oamenii vorbesc de dreapta credință, vorbesc de ortodoxie, vorbesc de ceea ce ar trebui să facă în viețile lor. Și astăzi, în Apostolul de la Evrei, ne arată ceea ce este ortodoxia. Și ortodoxia nu este altceva decât trăirea credinței. Un om care este ortodox și care este drept credincios, acela va suferi, ca așa ne arată la Apostolul Pavel la Evrei. Ne vorbește de Gedeon, ne vorbește de Samson, ne vorbește de Moise, ne vorbește de toți oamenii drepți ai Vechiului Testament, oameni care s-au împărtășit din Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu și oameni care s-au jertfit și care au mărturisit cuvântul lui Dumnezeu prin viața lor. Aceasta este ortodoxia. Un om care crede că poate să fie un ortodox sub o altă formă nu este. Un om care nu se leapă de tot ce are, un om care nu dorește cu adevărat să-și schimbe viața, un om care dorește mai mult să facă simbolistic ca bisericii noastre, toate ceea ce sunt în biserica noastră să creadă că este un drept credincios împlinind aceste forme care sunt bune și sunt necesare până la un anumit punct, acela nu este drept credincios. Un om drept credincios și un om care iubește pe Dumnezeu, acela trebuie să-și schimbe viața. Un om care nu schimbă viața și care nu dorește cu adevărat să-și schimbe viața, acela nu este un om și nu este un credincios și nu este un ortodox drept credincios. Și de aceea venim să ne ajutăm unii pe alții în acest drum, să ne ajutăm unii pe alții în această călătorie, să ne ajutăm unii pe alții ca să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, să-L împlinim în viața noastră, așa cum zicea și fratele Mircea în rugăciune, nu toți cei care zic Doamne, Doamne vor intra în împărăția lui Dumnezeu, și cei care împlinesc cu adevărat cuvântul Său. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu ni l-a arătat Evanghelia de acum două săptămâni, când ne arată în judecata viitoare, la înfricoșata judecată, cei de-a dreapta și cei de-a stânga. Acolo ne arată starea celor care sunt drept credincioși, cei care împlinesc cuvântul Său, cei care îl mărturisesc
pe Domnul Iisus, cei care doresc cu adevărat să slăvească numele lui Dumnezeu prin viața lor și prin trupul lor. Dacă noi nu ajungem la aceste stări înalte de a-L mărturisi pe Domnul, nu vom putea merge spre veșnicie, nu vom putea merge spre împărăția lui Dumnezeu, nu vom putea să spunem că suntem niște copii al lui Dumnezeu, niște oameni născuți din Dumnezeu, niște oameni născuți din nou, care Duhul lui Dumnezeu să locuiască de plin în noi și să se înfăptuiască credința prin faptele care trebuie săvârșite de fiecare dintre noi ca să fim împlinitori a Cuvântului Dumnezeu. Etichete sunt multe în lumea aceasta. Ortodoși, catolici, protestanți, neoprotestanți, fel și fel de oameni, dar eu vă spun un singur lucru, cei care nu împlinesc și n-au iubire și n-au dragoste, cu niciun chip nu pot să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Aseară am fost la o adunare binecuvântată de Dumnezeu, în Simeria, la niște frați care și-au sărbătorit ziua de naștere. A fost o stare deosebită, a fost un loc binecuvântat din partea lui Dumnezeu, unde ne-am adunat toți împreună ca să-i mulțumim Domnului pentru toate darurile primite de mâna Lui și pentru tot ceea ce s-a revărsat peste noi, peste fiecare și peste cei tineri și peste cei mai în vârstă. Noi suntem obișnuiți ca în zilele noastre de naștere să ne sărbătorim. Să ne sărbătorim în adunarea Domnului, să-L chemăm pe Domnul și să-L rugăm ca să vină în ajutorul nostru, să ne călăuzească viața. Dar mai trebuie să se facă o naștere în viața noastră. Dacă această naștere nu se produce în viața fiecărui dintre noi, nu vom putea intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și această naștere este nașterea din nou. Nașterea din părinți trupești suntem născuți toți, care am venit aici pe pământ, și nașterea aceasta este o naștere care ne poate ajuta și ne duce pe fiecare dintre noi spre nașterea din Dumnezeu. Dacă această naștere care vine din Dumnezeu nu se produce în viața fiecare dintre noi, cu niciun chip nu vom putea niciunul dintre noi să așteptăm viața veșnică, să așteptăm întâlnirea noastră cu Domnul Iisus. Și de aceea trebuie să ne pregătim și de aceea venim în adunarea Domnului să ne pregătim fiecare dintre noi pentru întâlnirea cu El. Avem nevoie fiecare dintre noi de această întâlnire. Avem fiecare dintre noi de această pregătire să ne întâlnim cu Domnul Iisus. Astăzi, în Evanghelia de astăzi de la Ioan, Filip îl cheamă pe Natanael. Vino și vezi, vino și vezi. Fraților, dacă noi nu ne-am întâlnit cu Domnul Iisus, nu vom putea chema pe nimeni niciodată. Vino să vezi și tu ce bine este cu Domnul. Vino să vezi și tu câtă binecuvântare îți revarsă Domnul în adunare. Vino și vezi și tu ce bucurie deplină este în sufletul tău și în viața ta cu Domnul Iisus. Niciodată niciunul dintre noi, dacă nu vom avea această întâlnire, cum am mai spus mai înainte, nu se va produce în viețile noastre. Cu niciun chim nu vom putea să spunem ca Filip, vino și vezi, vino și vezi, vino și vezi pe acela care dă viață veșnică, vino și vezi pe acela care dă iertare, vino și vezi pe acela care dă înțelepciune, vino și vezi pe acela care dă vindecare, vino și vezi pe acela care curățește leproșii, vino și vezi pe acela care deschide ochii orbilor. Vino și vezi pe cei care vindecă gârbovii și pe cei care vindecă ologii. Vino și vezi. Fraților, dacă noi n-am trecut prin această stare de întâlnire cu Domnul Iisus, dacă nu am simțit această bucurie și această vindecare, niciodată nu să putem să zicem nimănui, vino și vezi și tu. Vino și tu și simte ceea ce simt eu în adunarea lui Dumnezeu și în Biserica lui Dumnezeu. Domnul Iisus să ne ajute pe fiecare dintre noi să avem această stare de întâlnire cu Domnul Iisus, această stare de bucurie, ca să putem să invităm și noi pe cei din jurul nostru să vină în aceste locuri de har și de binecuvântări din partea lui Dumnezeu, să simtă și ei aceste stări de bucurie, de întâlnire cu Domnul Iisus. Și aceste stări de bucurie, fraților, nu le găsim nicăieri. Le putem găsi și acasă, prin rugăciunea noastră personală, prin starea noastră de comuniune cu Domnul Iisus, dar cea mai profundă și mai adâncă stare de comuniune și de bucurie o simțim în adunarea lui Dumnezeu.
În adunarea lui Dumnezeu ne pregătim, așa cum am mai spus, pentru marea întâlnire cu Cel Veșnic, cu Domnul Iisus. Aici numai ne pregătim. Aici ne pregătim pământul inimii noastre. Aici ne pregătim viața noastră. Aici ne dă starea și ne dă starea conștiinței noastre, a fiecare dintre noi, să medităm în ceea ce suntem și cum trăim înaintea Domnului Iisus. Îi mulțumim Domnului pentru tot ce ne dăruiește El și rugăm ca să ne ajute să mergem pe această cale, pe calea care duce la lumină și la viață veșnică. Să fim o sare, să fim o lumină, să fim niște copii al lui Dumnezeu cu adevărat, ca cei din jurul nostru, văzând faptele noastre, văzând umblarea noastră, văzând ceea ce suntem noi, numele Domnului Iisus să fie slăvit. Fraților, nu este ușor. Într-o lume ca aceasta, în niște stări din lumea aceasta, când oamenii caută toate plăcerile acestei lumi, când oamenii s-au dezis de Dumnezeu, când copiii nu mai cred în Dumnezeu, când ora de religie este scoasă afară din școli, când a venit și s-a pus înaintea copiilor ca să facă o cerere să se înscrie la religie, nimeni nu mai vrea. Nu mai vrea nimeni, fraților. Nimeni nu vrea. Dacă le-ai pune copiilor noștri că dacă le place școala de matematică sau de română, vă spun că nici la, și la matematică, și la română, și la orice oră ar renunța. Dumnezeu este scos din inimile tuturora și vrea să fie scos din inimile oamenilor. De aceea lucrarea lui Dumnezeu, oastea Domnului, este chemată ca să-i cheme pe toți cei care sunt pe calea pierzării, la calea mântuirii. Pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu să vină să-L cunoască. Pe cei care nu caută împărăția lui Dumnezeu în viața lor să vină să o caute în locuri ca acestea. Îi mulțumim Domnului și rugăm ca să ne ajute să putem să împlinim noi cuvântul Său. Și cum vorbeam cu soția acasă, decât să facă religie în asemenea stării, la școală mai bine să nu se facă. Mai bine să nu se facă. Că după 25 de ani, discotecile sunt pline, drogați sunt pune lume dintre tinerii noștri, tot felul de păcate, mai bine să nu se facă. De ce să facă? Să ne batem joc de cuvântul lui Dumnezeu și să-L ignorăm pe Dumnezeu? Mai bine să nu se facă. Și decât să facă în asemenea stări, mai bine să nu se facă și oamenii, cei care îl doresc pe Domnul Iisus și cei care doresc să și caută mântuirea și viața veșnică, trebuie să vină ei personal și să aibă o întâlnire personală cu Domnul Iisus, așa cum ne arată cuvântul Său. Domnul Iisus să ne întărească, Domnul Iisus să ne călăuzească, să ne ajute pe fiecare dintre noi, ca copiii noștri, familia noastră, cunoscuții noștri, să-i invităm și pe ei, să-L cunoască pe acela care L-am găsit noi, fiecare dintre noi, pe Domnul Iisus. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.